Viața Sfântului Cuvios Atanasie în mănăstirii schimbarea la față de la Meteora și Cuviosul Ioasaf. Cuviosul părintele nostru Atanasie s-a născut pe la anul 1302 în noul patras al Ipatiei, din părinți nobili, dar a rămas orfan de mic. El a fost crescut de un unchi și a arătat mare râvnă pentru învățătură. Deși nu avea bani să plătească profesori vestiți, stătea să asculte la ferestrele acestora încât i-a făcut pe ei să-l primească fără plată la învățătură. Descoperind apoi adevărata filozofie, în Sfântul Munte a vrut să se facă călugăr, dar fiind prea tânăr nu a fost primit. A mers așadar în Constantinopol, unde i-a cunoscut pe Sfântul Grigorie Sinaitu și pe Sfântul Isidor, viitorul patriar, care i-a lăudat râvna, fugind însă de slava de șartă, s-a dus din nou la muntele Atos, unde s-a călugărit la vârsta de 30 de ani. Apoi, neputând să se liniștească din pricina năvălirii piraților turci, a trebuit să plece în Tesalia, într-un ținut sălbate cu stânci foarte mari, făcute parcă pentru pusnicie. Acolo, Antemea vestita vestit schimbării la față, pe o stâncă uriașă cu numele Meteora, care le întrecea pe celelalte în înălțime. Apoi a pus rânduia la mănăstirilor cu viață de obște de la Sfântul Munte și a strâns în jurul lui mulți ucenici chiar și de la Atos. Deci, dobândind darul înainte vederii și al profeției, a călăuzit multe suflete spre mântuire și s-a mutat la Domnul în anul 1380. Urmașul lui a fost Sfântul Ioasaf, care era prinț din dinastia sârbească Nemania. Acesta, când i-a venit rândul să împărățească, a lăsat lumea și a fost îmbrăcat de Sfântul Atanasie în haina călugărească, urmându-l mai apoi la cârmuirea mănăstirii sale.